primar. Avem același primar pe care l-am avut și în 2008 și în 2012. Asta înseamnă că echipa a fost puternică, nici de cum domnia sa. Pentru că domnia sa la ce s-a făcut remarcat? La chermeze populare. Dumneavoastră la Arad, câte sărbători ale Aradului aveți? Zilele Aradului sau cum sunt lui? O singură dată. O singură dată care ține probabil 3 zile, adică un weekend, nu? Nu, la noi e ceva specific. Weekendul este evenimentul acela popular. Dar zilele Aradului au două săptămâni care înseamnă expoziții, ale pictorilor. Nu mici și bere. Nu. Deci, zic, alea sunt weekendul respectiv. Zilele Aradului înseamnă un moment în care cultura iese foarte mult afară. Noi trebuie să obișnuim ca această cultură să iasă din zona instituțională afară, plus partea societății civile. Și e un moment de frumusețe să-ți vezi pictorii afară, să vezi sculptorii că se adună și își prezintă lucrările. De aceea are un timp mai mare sărbătoarea, dar propriu zis, chestia aceea populară, întâlnirea cu oamenii, evident, un weekend. Haideți să vă spun eu unde vă diferențiați dumneavoastră, nu ca și comunitate, dumneavoastră ca individ. Primarul Gheorghe Falcă de primarul Constantin Gheorghe, de la Turnul Severin, că poate nu știe lumea unde este. Pe bani europeni, datorită echipei despre care spuneam din 2008-2012, una dintre principalele străzi ale orașului, strada Crișana, a fost transformată în arteră pietonală. S-a făcut acolo agora, cu scenă pentru festivități, cu tot ce trebuie. La pădurea Crihala, vechiul loc de promenadă al severinenilor, în nordul orașului, s-a făcut la fel scenă pe bani europeni. Astea sunt locații fixe pentru astfel de evenimente. Da, le știu. E bine, de fiecare dată, de cel puțin două ori pe an, la zilele Severinului și la zilele toamnei severinene, ce-o mai fi și asta, nu? Că așa putem să avem și zilele fazei de lună nouă a Severinului și de, nu știu, de norii alburii care trec pe cer. Așa? Închide. Deci nu folosește niciuna din astea două locații. Niciuna din astea două, care sunt deja amenajate și sunt fixe. Închide unul dintre bulevardele, calea Târgu Jiului, o arteră națională care duce spre Târgu Jiu. În buza cimitirului ortodox, unde oamenii fac parastase, se organizează acolo pe stradă și se aduce scenă închiriată de la Vâlcea sau de la Sibiu, pe care se plătesc niște bani. Nu vi se pare o chestie de pe altă lume treaba asta? Eu înțeleg că poate eu, fiind copil, dacă aș fi crescut la țară, poate aș fi trăit într-o familie cu posibilități materiale reduse și atunci plăcerea vieții mele ar fi fost să mă duc în zilele de sărbătoare, când știi, să dau ouă peste morminte, să fac fel și fel de parastase, să mă duc pe la parastasele astea pe la cimitir ca să-mi iau și eu ceva de acolo mai bun decât ce era acasă. Nu știu dacă domnul primar trăiește această nostalgie a copilăriei și vrea să-și o trăiască în mod repetat. Cert este că ne duce pe noi să ne cânte lăutari în buza cimitirului. Că închide o stradă, întrerupând fluxul rutier, având locuri amenajate special pentru această chestie. Și nu în ultimul rând, că se consumă, se cheltuiesc extraordinar de mari sume de bani, spuneați că vă e drag să vedeți oamenii de cultură arădeni că ies în afară. Vreți să vă spun că la zilele Severinului și la zilele toamnei severinene și ce trăznăi de sărbători ne-au mai dat prin cap. Formațiile severinene, fie ele folclorice, de muzică tânără, de muzică cultă, nu sunt chemate nici măcar la sărbătoarea lor. Este adus mereu Doina Gorjului sau un taraf sau două sau trei sau cinci de prin zona Maramureș, pentru că, sau de nu știu ce zonă, pentru că dacă anul ăsta am o drăguță care e maramureșeancă și prietenă cu solista de acolo, aduc de acolo. Dacă anul viitor am una moldoveancă, aduc de acolo, pentru că e prietenă cu solista de acolo. Iar severinenii nu. Deci avem formații de muzică rock, de exemplu, că nu e foarte mare diferența de vârstă între mine și dumneavoastră. Tinerețea noastră a însemnat în primul rând muzica rock, nu? Și muzică de genul ăsta, muzica militantă, muzică reggae, care au scos pe piață album rock foarte bine difuzat pe la toate stațiile de radio naționale, de gen. Și care nu au avut loc aici. Avem reprezentanța ai noștri la celebrul concurs Vocea României. Ajuns și în fazele finale. Un copil de o valoare absolut extraordinară. I s-a spus în ultima clipă că trebuie să se plătească holograful sau nu știu cine, care au venit cu aceleași melodii
formații care vin și fac playback, domnule primar. Dar în loc să-i plătești, că trebuie să-i dai un onorar acolo, în loc să-i plătești 100 de euro sau 150 de euro, lui ăla îi dai 13.000 de euro. Știți pe ce motiv? Spus în fața lumii. Cu ăștia câștigi campaniile electorale. Nu cu tinerii voștri. Eu ce vă pot spune că eu nu mă ocup de organizarea zilelor orașului. Cum, domnule, nici de perceperea taxei de la oamenii care pun taradele? Eu în viața mea nu am chemat o formație să chem, să vezi, să văd eu lista de cântăreți. Aceste lucruri sunt lucruri mici ale aparatului, ale centrului cultural municipal. Dar eu nu am fost ales pentru asta. Deci eu am înțeles și totdeauna le-am spus oamenilor, nu, că mulți mă spun, domnul primar, nu chemați formația nu știu care, că primim telefoane când suntem la emisiuni cu telefoane și îi spun, te rog eu, bine că spui, că se înregistrează și tot ce discut eu atunci când am telefoane cu cetățenii, cei din primărie preiau toate problemele, zic, dar vă răspund direct, nu mă ocup eu. Ar fi prea înjositor și o chestie prea mică pentru un primar să se uite cine cântă. Nu mă pricep cum, cine trebuie să cânte în populară, nu mă pricep cine trebuie să cânte nu știu cum, dar mie ce-mi prezintă desfășurătorul înainte de a-mi prezenta mie, au dezbatere în Comisia de Cultură și Comisia de Cultură și contează pentru dumneavoastră dezbaterea aia? Păi dezbaterea, pentru că e o asumare, dar nu mă apuc eu să-mi asum eu unde vor lucra sculptorii. Și le spune, voi acolo, nu, sculptorii spun, domnul comisie. Domnule, la noi a urcat primarul pe scenă și a început să dirigeze Filarmonica Oltenia. Bun, deci sunt imagini filmate, vi le arăt. Dar nu știu dacă... Din cauza veseliei, când a coborât de acolo, se clătina aia, adevărat, nu știu din ce motive, da? Da, eu am experiență, am cântat în multe coruri, dar mi-e frică să mă duc să dirigez un cor sau o filarmonică, că este total diferit. Păi oamenii aia nu mai înțelegeau nimic, s-au oprit oamenii, că nu mai înțelegeau, mă, dați seama, că așa să dăm de mâini, știm, da, fiecare dintre ele. Da, deja semna altceva. Vedeți, aici este, de fapt, poate marea diferență care trebuie să ne trezească. Trezirea, să știți că vine din interiorul oamenilor. Oamenii politici sunt singurii în lumea aceasta care sunt produsul oamenilor. Ceilalți sunt în joburi în urma unor examene, în urma unor decizii a unor directori, în urma decizii unor patroni, da? Noi, ca oameni politici, suntem acolo datorită deciziei oamenilor. Eu niciodată nu vorbesc despre omul respectiv care a ajuns în funcție. A ajuns pentru că l-au ales oamenii. Cu oamenii trebuie să vorbim. E adevărat, există putere și opoziție. Și oamenii ne spun nouă. Bine, domnule, ăla e slab. Dar care e alternativa? Și aici le spun colegilor mei din PNL. Dacă știți, în Biblie, înainte de înălțare, la un moment dat, apostolii pescuiau. Și l-au văzut pe mal pe Iisus, nu? Și apare Iisus, da? Deci ca să vă dați seama că știu. Da, și Iisus le spune, aruncați mreaja pe partea dreaptă și apostolii au aruncat și au prins pește. E adevărat, apostolii au aruncat mreaja pe partea dreaptă pentru că au avut încredere în Iisus. De aceea cetățenii ar vota cu dreapta dacă ar fi liderii de dreapta puternici. Și eu asta o să le spun și astăzi la întâlnirea pe care o am cu dânsii. Deveniți oameni de dreapta puternici. Veniți și arătați-le oamenilor că aveți soluții. Veniți și arătați-le oamenilor că sunteți altceva decât cel existent. Veniți și arătați-le oamenilor că tu ai de la moralitate, competență, te dedici, respecti, indiferent câte pietre primesc. Pentru că și eu primesc pietre acasă. Și e normal. Partea stângă nu o să te lase. Pui un scut, dar nu le faci nimic. Îi respecti pentru că ei au opțiunea de stânga. Și evident, mă adresez celor de dreapta care în continuare
își mențin încrederea într-un om de dreapta pentru că le-am arătat măsuri de dreapta. Ce aș fi făcut eu cu 32 de milioane de euro dacă făceam chermezile astea, da? Făceam în fiecare lună câte una și tot mai rămâneau bani, da? Da, da, le trimitați acasă câte o pungă cu 3.000 tăi și... Da, deci dacă eram un om care să arunc banii, dar banii aceia nu sunt ai lui Gheorghe Falcă, să știți că o parte nu sunt nici măcar ai cetățenilor, sunt o mare parte a economiei arădene și atunci tu trebuie să-i întorci ca economia să meargă, să meargă. Asta înseamnă, să producă în continuare. Asta înseamnă să ridici un oraș. Să producă, să producă. Și vedeți, economia a ajuns atât de mult să producă încât aduci forță de muncă, aduci forță de muncă. Deci noi la nivelul ăla suntem. Și atunci când mă uit și îmi spuneți lucruri care mi se par așa, mă apuc eu să văd cine cântă, nu-i treaba mea, nu este... Deci mă cobor. Ba chiar tăiați de pe listă și completați cu altele, da. Și negociați sumele. Nu, de înferește, nu-i treaba mea. Deci eu am fost, primăria Radului a fost aleasă de către Ministerul Justiției ca model din ce înseamnă Strategia Națională Anticorupție. Și m-am întâlnit cu cei care monitorizează România pe MCV. Și în momentul acela le-am prezentat situația administrativă a Radului și situația noastră este total diferită de alte primării. Pentru că eu am instituția primarului și primăria. Pe mine m-au ales cetățenii pentru instituția primarului, pe mine nu m-au ales cetățenii să fiu președintele, nu știu, comisiei de retrogradare. Sau să fiu șeful care face lista evenimentelor. Eu v-am spus, în luna noiembrie și luna decembrie avem analiza anului și în luna decembrie votăm tot ce facem parteneriate și acțiunile culturale pe tot anul 2016. Noi trebuie să le știm dinainte, pentru că ele trebuie să fie promovate, trebuie să-ți inviți partenerii, trebuie să... Toate aceste lucruri le face Centrul Cultural, evident cu Comisia de Cultură și cu oamenii din primărie, la noi vin în fază finală. Și atunci ne dăm seama de cum funcționează o instituție. Acum trebuie să recunoaștem că avem și câteva probleme mari în România și lucrul acesta l-am prezentat celor de la monitorizarea României. Puțină lume știe că în România sunt 275 de acte normative pe incompatibilități și conflicte de interese. Asta înseamnă că se îngrădește dreptul de a candida a oamenilor. Pentru că în momentul în care ai atât de multe acte, nu știi adică cum să slalomezi și oare pot candida? Sau dacă voi fi ales, trebuie să renunți la foarte multe lucruri. Ceea ce la un moment dat omul spune, dom'le, dar de ce să vin eu să dăruiesc? Să știți că eu compar meseria aceasta de primar cu toate meseriile care servesc. Acum 2 săptămâni am fost cu cineva la o masă și era deranjat de ospătar. Și am zis, greșești, niciodată să nu fii deranjat de cel care te servește. Și dacă poate astăzi merge mai greu, că nu știi ce e în sufletul omului, sau mâine vine un pic mai repede, omul acela muncește, e adevărat câștigă, pentru a te servi. La fel și primarul este un om care vine să servească folosind capacitatea lui. Și avem nevoie de foarte mulți oameni de mare competență să vină să servească. Dar nu-i băga în zona aia de incompatibilități. Că la un moment dat omul zice, dar cum, las eu business-ul meu în care întrețin familia, în care am o onoare să vin aici, să fiu și murdărit și să-mi închid și afacerea. Și atunci ne dăm seama că se îngustează posibilitatea de a ajunge în zona respectivă și vor ajunge oameni care pentru ei este un maxim că sunt acolo. Și cred că România trebuie să schimbe și acest mecanism. Apoi, trebuie să lucrăm cu profesioniști. Hai să vedem ce înseamnă arhitectul unui oraș. Atunci când vorbim de frumoasele clădiri pe care le aveți și dumneavoastră, teatru, moștenire, teatru pe care le aveți aici și nu se mai termină, în fine, asta e altă discuție. Toate aceste lucruri au fost făcute cu cei mai mari arhitecți. Astăzi, incredibil. Da, și astăzi, ce arhitect lucrează în primărie? Pentru că este interzis arhitectului să mai aibă nu știu ce să aibă. Păi atunci nu ni se lasă în administrație doar oameni mai puțin pregătiți și tu să faci mare performanță. De aceea trebuie schimbat această percepție față de funcționari. La fel, funcționarii sunt, dacă știi să investești în ei, sunt niște oameni de mare calitate. Dacă îi respecti, din nou sunt oameni de mare calitate. Am explicat doamnei Corina Crețu la Bruxelles acum 2 zile
când discutam de ceea ce înseamnă să, creșterea capacității administrative pentru atragerea fonduri europene. Și am zis, doamnă, așa frumos sună, dar hai să vedem cum se pune în practică. Pentru că în România cine știe să facă caiete de sarcini? Hai să vedem unde au învățat oamenii să facă caiete de sarcini. Zic, să știți, cu excepția inginerului constructor, nimeni n-a învățat să facă caiete de sarcini. 2. Unde se învață pe achiziții? La facultatea de drept există la drept administrativ un curs și la drept mai există o chestie că interpretează legea. Occidentalii au master pe achiziții de nave, achiziții de mașini, de componente de mașini. Deci ei au ajuns să discute de achiziții foarte profund. Păi noi cine să știe să facă achiziții? Firmele private ne roagă ca la liceu economic să facem curs de achiziții și când iese absolventul de liceu economic să iasă cu absolvent de liceu și un document expert în achiziții, cu achizițiile mici. După aia hai să vedem, la drept, cursurile de achiziții, pe lângă, ai terminat dreptul și expert în achiziții, pentru că noi aici facem greșelile respective. Aici apoi intervine politicul care n-ar trebui să intervină. Eu în interiorul primăriei am împărțit direcția de achiziții în achizițiile mici și achizițiile mari, ei au lista ce trebuie să liciteze, băieți, pe voi e lupa. Atâta timp cât eu, politic, nu intervin la voi, pe voi e lupa. Voi trebuie să fiți drepți. Dacă nu, lupa acolo ajunge. Lumea știe acum că nu mai e șăla, numai voi. Da? Voi sunteți care asta faceți tot anul. Nu mai trebuie căutat vinovatul. Da, e în zona respectivă și atunci asta înseamnă profesionalizarea sistemului administrativ, apoi profesionalizarea funcționarilor. De aceea este nevoie de o regândire a administrației. O regândire și cu atribuțiuni, în special pe dezvoltarea economică. În special pe dezvoltarea economică. În special pentru creșterea rentabilității agricole și dezvoltarea produsului agricol, procesare și distribuție. Dacă nu vom face acest lucru, vom rămâne în continuare o țară centralizată, o să ridicăm mâna la guvernul oricare ar veni el. Pentru că azi e Ponta, mâine o să fie Predoiu, poi mâine o să fie nu știu cine, oricare ar fi el. Garantați că o să fie Predoiu mâine? Mâine nu ca zi. Perspectiva imediată. Da, eu cred că România nu poate sta atât de mult timp cu acest exemplu negativ, premierul României trimis în judecată. Pentru că nu te primește nimeni. Lucrul acesta l-a transmis multă lume de la Bruxelles, atât domnului Ponta cât și domnului Dragnea. Eu cred că domnul Dragnea așteaptă să-și finalizeze campania internă acum cu alegerile respective și finalizează lista și cred că vom intra în o altă etapă, pentru că sunt niște reguli în viață. Da? Eu am intrat în familia dumneavoastră europeană, a Uniunii Europene. Românii și România a fost întotdeauna în Europa geografic, dar noi am fost într-o Europa socialistă până în 89, am fost într-o Europa ilișciană după 89, care a făcut mai mult rău decât sistemul comunist din punct de vedere a economiei, ca să știți. Categoric, economia, da. a fost distrusă în sistemul ilișcian. Indiferent că a fost comunistă în sistemul ceaușist. Da? Deci tot acest mecanism va face ca România, intrând în valorile europene, să respecte aceste valori. Și Se vor schimba lucrurile. Acum deja, dacă se vor schimba lucrurile, o să începem să discutăm despre noi. Pentru că eu am spus și spun fără vreo jenă, eu vreau să văd oameni mai buni decât guvernul Ponta. Adică nu vreau să văd oameni care gafează. Am pretenții. Deci am pretenții de la un guvern liberal. Am pretenții să gândească în primul rând de dreapta. Am pretenții să comunice de dreapta. Am pretenții să le explice oamenilor ce înseamnă măsuri de dreapta. Și să acționeze. Și să acționeze de dreapta, pentru că nu se cunoaște cum să se pună dreapta în legislație și după aia în acțiunea guvernamentală. Nu se cunoaște, pentru că nu foarte mulți au studiat de dreapta. Să știți că am găsit mulți liberali vechi
sau mai puțin vechi, care vorbesc de dreapta de genul, a, noi reducem taxele, aia crezi? Nu asta înseamnă dreapta. Nu asta înseamnă dreapta. Dreapta înseamnă, plecând de la principii și valori, mecanisme de funcționare. Și vă dau exemplu, un mecanism de funcționare. Foarte multă lume s-a bătut acum pe indemnizația copilului care o primește de la stat, alocația de copii. Și am zis, vă bateți cam greșit. Păi cu cât va crește alocația aia, cu atât unii vor sta acasă cu mai mulți copii și nu vor munci. Și știm foarte bine care sunt familiile unii, care fac chestia. Unii, cetățeni români. Da. Zic, asta e măsură de stânga. Știți cum arată măsură de dreapta pentru a sprijini copilul? Simplu. La un copil, ți se scade din impozitul pe venit, deci deducem. La al doilea copil, deducem. Dar din muncă, adică tu lucrezi și îți reduc. Tu lucrezi și îți reduc. Din ceea ce produci. Din ceea ce produci. Îți mărim profitul la ceea ce produci. Da? Deci nu te lăsăm să stai, să întinzi mâna, pentru că avem oameni care le convine, sunt dependenți de primărie și le convine statutul acesta. Iau un ajutor social, au 6 pensii alimentare, au 3-4 copii și au pensii alimentare și copiii oricum nu văd nimic, da? Și din când în când se mai duc la o sapă și atunci cu condiții, da? Nu oricum, da? Și stă pe spate și mie mi-ajunge. Traiul, nu, asta creăm niște oameni care nu sunt activi în societate. Asta înseamnă, asta e greșeala stângii totdeauna. Dupotrivă, sunt o povară. Sunt, și devin și o povară, da? Și noi trebuie să gândim, v-am dat acest exemplu pentru că e un exemplu care îl văd destul de ușor oamenii. Au văzut destul de ușor oamenii cum se merge la ajutorul social. Gândiți-vă, eu spun așa, bă, băieți, în județele în care șomajul este sub 5%, nu mai există ajutor social. Gata. Gata. Discutăm de ajutorul pentru oamenii cu probleme, cu handicap, cu... Care e vorba de altceva. De altceva. Dar dacă în județul ăla există locuri de muncă și nu te duci la locul de muncă, păi, naveta poți să o faci la 40 de minute. Vreau să știți că, v-am spus, în Arad vin oameni din Ungaria și vin oameni de la 60 de kilometri. La Ineu vin oameni din Bihor și din județul Hunedoara. Vin la lucru. Adică pe acei oameni trebuie să-i respectăm. Și tu celălalt, iei o indemnizație de șomaj, mai iei poate de ajutor social, mai iei de la copii și stai bine mersi pe șansă. Asta trebuie să rupem noi. Eu cunosc cazuri aici, domnule primar, când investitori din domeniul construcțiilor, sigur, au fost să recruteze forță de muncă. Și întrebau invariabil oamenii unde s-au dus într-o comună de meseriași, cam cum e Bolintinul pentru București. Au mers acolo și au zis, haideți că avem nevoie de la salahor până la meseriaș, până la asta. Și unul dintre ei care era salahor, cât plătiți? 14 milioane pe lună. Pentru muncă necalificată salahor. Da, da, da. Nu, domnule, pe decât să vin la dumneata să rospinarea la muncă pe 14 milioane, stau acasă că dă statul 7. Da, și de statul 7 și mai are 2 copii și a ajuns tot acolo. Asta spun că noi trebuie să vedem relația aceasta, asta înseamnă stânga și vrem să schimbăm. Asta trebuie schimbat, pentru că să nu credeți că în Germania omul ăla merge pe stradă drept că a vrut el. Sau pune hârtia... Pentru că așa e impus, sau pune hârtia la coșul de gunoi. Pentru că așa a pus sistemul. Deci sistemul te-a pus și mai târziu și-a dat și el seama ce bun sistem e. Să nu credeți că la început nu a înjurat și el sistemul. Dar când a văzut beneficiile sistemului, a zis, stai că e bine. Deci asta înseamnă politician, vizionar. Du sistemul. Da? Du sistemul. Deci, eu v-am spus cum arată sistemul primăriei în Arad. V-am explicat în câteva minute cum arată sistemul economic în Arad. Relaționarea mea cu sistemul economic din Arad. Toate aceste lucruri schimbă sistemul. Da? Eu n-am fost de acord cu autostrada Timișoara-Nădla. M-am dus și am schimbat-o. Și astăzi arată excelent, este în regim de centură în Arad. Ocolea Aradul înainte, nu? Ocolea Aradul. Conform proiectului da, inițial. Era direct Timișoara-Nădra și Ocolea Aradul. V-ați bătut pentru chestia asta? Și am adus-o cum trebuie. Deci asta înseamnă să înțelegi fenomenul și să înțelegi să acționezi. Să acționezi. Și când ai argumente, n-au ce să-ți facă.
Problema este să te pregătești să ai argumente. Și argumentul suprem este binele comunității care va delega să o reprezentați. Pe da, dar trebuie să-l știi să-l spui. Vă dau exemplu, la Bruxelles, și e regretabil că guvernul României nu vorbește, să închid fonduri europene în 31 decembrie anul acesta. Ultima factură trebuie făcută până în 21, cred că. Uniunea Europeană ne lasă, și nu la discuțiilor pe care le-am prezentat, argumentele pe care le-am pus noi, dacă ai un proiect de 10 milioane de euro și n-ai făcut decât 4, conform structurii europene, ți-a banii înapoi. Te lasă să-l împarți faza 1, faza 2. Faza 1, 2007-2013, faza 2, 2014-2020. Păi du-te și împarte-l și rezolvi banii. Da? Deci noi am adus argumente, Bruxelles a acceptat și guvernul României nu știe să prezinte lucrul acesta în întreaga țară. Pe programul operațional sectorial de mediu e rezolvat totul. Pe povestea aceea cu deșeuri pentru fiecare județ. E rezolvat. Dar pe celelalte nimeni nu a făcut. Gândiți-vă pe autostrăzi, pe calea ferată. Toate aceste lucruri trebuie împărțite în zone. Asta înseamnă că dacă știi să aduci argument, Uniunea Europeană schimbă. E pentru România a schimbat teoria. Dar acum, guvernul explică tuturor să se pregătească, că s-ar putea să aveți un proiect care nu se duce până la capăt și mai rămân 5 milioane. Pac! Îl tăiem și îl punem în faza a doua. Asta înseamnă să te duci, să ai argument, să primești feedback-ul pozitiv, dar după aceea să și aplici. Că ne facem de râs, că nu suntem în stare. Aici este regretabil. Gândiți-vă că România acum în decembrie se trage linie și va fi țara care a pierdut cei mai mulți bani europeni. Am pierdut bani pentru că